Un adevăr spus pe jumătate e o formă de minciună. Noi vă spunem tot adevărul de luni până joi de la 21, la ora adevărului. Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la ora adevărului. Încep cu imagini care ne-au fost furnizate de colegii de la știri. În urmă cu foarte scurt timp a fost un cutremur destul de puternic în județul Gorj cu epicentru la Câmpofeni. Din ceea ce apar pe rețelele de socializare, se vorbește de un cutremur de 4,3-4,4, pe aici pe undeva. Cert este că ne-a zgâlțit destul de bine. Și din nou am început să ne fie frică de cutremure sau cel puțin ne-a adus aminte că pot să revină și cutremurile din nou aici în județul Gorj. Nu văd demisia, din păcate. Colegii din regie să mă ajute, măcar pe Facebook, dacă nu. Este? Eu nu o văd, din păcate, nu am un preview. Cer postului un preview pentru un cablu de vreo aproape o lună de zile, dar nu se poate. Până la urmă, cred că o să vin cu cablu de acasă ca să văd și eu ce se întâmplă în rest, dacă nu facem emisiune așa pe nevăzute, din păcate. Asta este. Ce să zic, acum văd emisia și eu. Nu știu dacă au intrat imaginile colegilor de la știri. Sper că le mai putem da o dată, măcar pentru mine, dacă nu pentru telespectatori, în așa fel încât să vadă telespectatorii cam... Așa cum vă spuneam, v-am pus la dispoziție câteva imagini care au fost primite de colegii de la știri, în așa fel încât să vedeți cam cum s-a manifestat cutremurul la nivelul județului Gorj. Sunt câteva instantanee surprinse de camere de luat vederi private, în spații private. Vedeți cum ne-am zgâlțit așa de 4,2, 4,3, 4,4. Așteptăm ca specialiștii să se clarifice și să avem ceva oficial legat de magnitudinea acestui cutremur. În această seară nu discutăm despre cutremure sau cel puțin nu de cutremurul acesta. L-am adus în atenție pentru că s-a întâmplat acum atât de puțin timp și am zis că este un lucru important să știți. Cei care nu l-au simțit, eu nu l-am simțit foarte bine, dar cei din apropierea mea au făcut-o mult mai... au făcut-o și chiar am primit telefoane, ai simțit cutremurul și așa mai departe. Nu de cutremurul acesta fizic vreau să vorbim, vreau să discutăm despre ordonanța austerității în această seară și despre faptul că SOS pregătește un protest duminică cu începere de la ora 11 la Târgu Jiu. Sunt foarte multe nemulțumiri în piață, vom vedea câte persoane se vor aduna la acest protest. Am și niște imagini în exclusivitate legate de comportamentul unui polițist, șef de poliție în județul Gorj. O să vedeți ce face în timpul serviciului, dacă este normal, dacă nu este normal, ce spun superiorii lui din poliție și să vă mai aduc în atenție că am mai discutat despre comportamentul acestui polițist, iar urmarea emisiunii din iulie, în care am discutat despre aceeași persoană, acest polițist a fost cercetat disciplinar. Invitatul meu din această seară este domnul Ion Fugaru, este președintele SOS Gorj, este consilier local la Târgu Cărbunești și o prezență agreabilă, spun eu, aici la TV Sud. Bună seara, domnule Fugaru! Bună seara și bine v-am regăsit! Ați venit cu cutremurul? Sau cutremurul a venit cu dumneavoastră? Doamnă... Sau vreți să faceți cutremurul? Hai să luăm și așa! Da, sau discutăm la sfârșit. Problema cu cutremurul este foarte clară. Vedem pe piața imobiliară ce se întâmplă.
Am vorbit cu reprezentanți de la mai multe firme de imobiliare care mi-au spus că la noi în Gorj, cel puțin, apartamente la etajul 6 în sus nu treabă nimeni De de el. frica Înțelegi? cutremurului. Da. Și a doua problemă care este un exces, ceea ce se întâmplă pe piața imobiliară din Gorj, este prețul exorbitant al Ca la Milano, domnul Fugaru. Mai bine mai. ne mutăm în Italia și Da, ne cumpărăm da, sau ne cumpărăm în da. Spania, Nici la mare. ei nu ți mai explică ce s-a întâmplat. Dar, din. Este banii, domnul Fugaru. Este Nu, banii doamnă. negri, este banii gri, Nu, este doamnă. banii de Nu, toate felurile, bani. așa că dacă Doamnă. există ofertă, trebuie să existe și cerere. Deci cineva le cumpără, domnul Nu, nu. Fugaru. Chiar dacă noi n-avem, sunt unii care Nu le au. cumpără, doamnă. Știți, nu mă intrăm. Trebuie să facem o altă emisiune și aici. Trebuie să o luăm amănunțit. Da, într-adevăr, am verificat din multe, pe multe direcții, pe multe piste. E vorba de piața mafiei imobiliare. Lucrurile sunt foarte clare. Eu aici nu mă refer la calea eroilor. Mă refer la faptul că în Târgu Jiu nu se lasă să construiești blocuri, cartiere și așa mai departe. A, De asta. unii sunt lăsați să construiască. Nu De toată asta, lumea este de lăsată asta am să spus, de construiască. asta am spus și de mafia imobiliară. E, pentru asta ne trebuie așa vreo 5, 7, 10 emisiuni Ne și cred trebuie, că ne ne-am trebuie, ne pune în trebuie cap că la. toate autoritățile, dacă e. Vreau să vă spun că am să vin cu exemple data viitoare, să o să vedeți și dumneavoastră care conduc patrimoniul județului și multe alte direcții care respectă exact ce se spune de piața imobiliară și dacă vedeți vilele în care stau și cum le-a făcut, Domnule, știți cu asta ca capul asta, în vilele gură. care stau, dar am avut aici cu ceva vreme în urmă pe un domn care ne spunea de aceeași mafie imobiliară și ne spunea că o salariată de la primărie chiar își cumpărase cu ghilimele de rigoare o locuință într-un astfel de bloc care, sau cea mai mare locuință din acest bloc își rezervase doamna respectivă și ea îi dăduse autorizația acelui investitor. Așa că sunt dovezi în piață, ar fi Sunt, sunt, multe, multe sunt, de sunt și discutat. am rămas, au început să vină oamenii să-mi spună și să-mi arate. Din păcate, le-am arătat cui trebuie, nu vrea să În considerare, le ia nebune, să fie sănătos. iar anchetatorii, din păcate, nu prea verifică aceste lucruri, fie Nu, că nu, nu, pe nu, ei au fie și, că nu au chef, au fie și, că au și au și la interesele rândul lor lor în această luate poveste. concesiuni. Luate concesiuni de terenuri și așa mai departe, de tabelul atât de mare și, mă rog. În fine, nu asta este, nu Nu acesta asta este este subiectul, cum de nu astăzi, este da. nici cutremurul subiectul meu din această seară. Vreau să aducem în atenție faptul că ați început un demers, l-ați anunțat la emisiunea trecută la care ați fost invitat aici. Spuneați că duminică vreți să scoateți oameni în stradă, mici întreprinzători, mari întreprinzători, simpli cetățeni, toți cei care sunt afectați de această ordonanță a austerității. Pentru unii este bună, pentru alții este rea. Cert este că după anunțul dumneavoastră, mai multe partidulețe, fel de fel de persoane au spus că se vor alătura protestului. La ce număr de persoane vă așteptați sau ce persoane vă așteptați să vă fie alături duminică, cu începere de la ora 11 în piața prefecturii, nu? Doamne, noi am făcut, eu am plecat de la premisa acestor măsuri de austeritate. Și în urma apariției acestor ordonanțe de urgență, am avut discuții cu mai mulți oameni de afaceri care sunt nemulțumiți și suntem într-un hal fără de hal. Deci, ca o paranteză, eu am spus din primăvara acestui an că România nu va avea bani. Și de unde am constatat? Din documente. În documentele respective care le-am studiat la vremea respectivă cu domnul Criciu când a umflat bugetul statului prin Așa. creșterea veniturilor, după ce l-am verificat și l-am analizat foarte bine, am stabilit că nu sunt bani, nu o să fie bani. Am spus la vremea aceea că România intră în faliment. Toată lumea, mă rog, mare șmecher care se plimbă pe la televiziune pe aici, și poliții și cei de altă factură, nu spun
realitățile oamenilor, să înțeleagă oamenii cu ce se confruntă. Da, vreau să spun. Din păcate, fraților, trebuie să vă spun că astăzi, dacă nu știți, Banca Mondială a dat verdictul. România nu are bani, nu crește pensii. România nu a stabilit, nu a redus. Pensiile, n-a lucrat la pensiile speciale. România n-a făcut nimic în ceea ce deci mai bine deficit. Suferă pensionarii pentru că nu s-au tăiat pensiile speciale. Trebuie să înțeleagă și pensionarii. Banca Mondială a studiat punctual. Nu vrea să ducă țara definitiv în derizor. Să nu mai aibă bani absolut deloc. Domnule, că pe domnii care conduc această țară i-a dus într-un hal fără de hal. Vedem și noi pe fiecare zi ce trece vine prim-ministru Ciolacu și începe să spună că măriri a pensionat, deși aia este indexare, nu-i mărire. Că a crescut salariile la angajați, dar este invers, sau că ți-a stabilit plafonul ăla de 480 de lei, îl plătește angajatorul pentru angajat. Angajatul nu beneficiază de nimic. Vedeți dumneavoastră, toate aceste creșteri și acest balamuc duce la creșterea produselor finit. Duce la prețul pe care buzunarului îl simte consumatorului. Acolo duc toate. Vreau să vă întreb despre acest protest și despre faptul că v-ați înhămat la ceva la care, la nu știu, la un protest la care eu mizez că nu va participa multă lume. Doamna. Chiar dacă sunt foarte mulți nemulțumiți, lumea este destul de lașă încât să nu participe la astfel de acțiuni. Doamna. Și să suporte consecințele. Pe asta cred că se și bazează guvernul. Atunci să stea în casă. Atunci să roade de sub unghii, cum se zice. Nu ne deranjează cu absolut nimic. Ne-am făcut datoria pentru că toată lumea trebuie să înțeleagă. Dacă au demnitate, dacă au coloană vertebrală, să iese în piață, este cel mai reprezentativ mod de a protesta împotriva guvernării. Nu în cârciumă, stăm în cârciumă, știi? Înjură pe ăla, pe ăla, pe ăla. N-ai niciun drept. Acolo încarci legea flagrantă. Prin aceste proteste autorizate, care am obținut toate avizele și așa mai departe, se pot striga foarte multe nemulțumiri. Și fac un apel și la toți care sunt nemulțumiți să vină cu documente sau să se înscrie, să mă sune să înscrie pe lista celor că nu o să vină atunci fiecare să vorbească la microfon. Celor care vor să vorbească în piață. Da? În piață. Că vor să vorbească, da. Mai mult decât atâta. De ce fac apel la dumnealor? Pentru că eu am mai avut discuție cu câțiva lideri de sindicat. Liderii de sindicat au alte dedesubturi. Este clar, am verificat fiecare își vede interesul lui. Al lui și al câțiva persoane din antura 5, 6, 7, 10. Deși dacă le luăm la rând, sindicatele, unele sindicate nu depășesc de 66 de membri, 68, 94 și așa mai departe. Mai mult decât atâta, doamnă. Îmi povesteau mineri. Și, doamnă, când mă uit la pensionarii ăștia, lideri de sindicat, care au prins mecherii de atunci, toți sunt pensionari. Toți, da, au beneficiat de legea. Toți au beneficiat, da, toți acum se dau lideri de sindicat. Vedeți dumneavoastră, această fărămințare a sindicatelor s-a întâmplat cu acceptul politicului. Politicul, ca să-i divizeze, au făcut două legi, cred că, ca să distrugă țara democratic. De ce? Una este legea partidelor politice. Cum îi dai tu voie la un partid politic la nivel național să-l constitui din 3 membri? Noi, ca să vedeți, ca să spargă. Asta a fost și ideea. Când s-a văzut că sunt mari, culoase de partide și au văzut că pleacă, mai bine a spart ca să plece. Și să facă partidulețe mici și el să rămână curat mari, ceea ce am văzut atâtea exemple.
Pentru ce se protestează, domnule Fugaru, duminică? Ce credeți că vor striga oamenii în piață? Dacă vor striga, care sunt nemulțumirile? Eu astăzi am prezentat un caz, eu vă spun flagrant. Mie mi se pare că unii primari profită pur și simplu de această ordonanță care impune o reducere de cheltuieli de persoane, de posturi și își bat joc de oameni, domnule. Da. Cazul de la Turcinești, pe care l-am prezentat eu astăzi pe Gorj Express, mie mi s-a părut de... Deci, de, n-am cuvinte. Eu, dacă aș fi în locul consilierilor ălora care au votat acel proiect al domnului primar Modrea, eu m-aș închide în casă, domnule Fugaru. Cum să desfințezi? Ai două posturi care nu sunt ocupate, da? Ai post de șef la achiziții sau inspector de achiziții, care nu este ocupat în primărie de 8 luni de zile. Ai post de șofer pe microbuzul școlar, care nu este ocupat pentru că ocupantul și-a dat demisia. Și tu desfințezi singurul post al muncitorului necalificat pe care îl ai în primărie. Pe ăla pe care ai tras toată vara și l-ai muncit. Ăla care este singur întreținător de familie și are acasă soția și copilul cu handicap. Și tu semnezi și ridici mâna pentru să-l lași pe omul ăla fără pâine. Doamne. Ce suflet ai, domnule? Doamne. Adică te folosești de ordonanța asta ca să dai afară pe el mai amărât? E posibil așa ceva, domnule Fugaru? Știi cine fac lucruri de ăștia, domnule? Oamenii fără caracter. Știți, domnule, medicul de familie care știe situația familiei respective a ridicat mâna și a votat ca omul ăla să rămână fără serviciu. Mergeți, domnule, acasă. Mergeți acasă, domnilor consilieri de la Turcinești. N-aveți ce căuta în consiliul ăla local. Vă doare în fund de interesele și de necazurile oamenilor de acolo de la Turcinești. Cum să lăsați, domnule, în prag de sărbători de iarnă omul ăla fără pâine acasă, cu doi membri ai familiei pe care îi are cu handicap? Voi aveți suflet, nu se poate așa ceva. N-am văzut nicio reacție nici de la partidele respective. Cum să faci, domnule, așa ceva, să te folosești, doamne, de ordonanța asta? Doamne, am spus oameni fără caracter. Știți cum? Știți care sunt aia? Oamenii cu bani. Da? Domnule, ați fi votat așa ceva? Păi, sunteți și dumneavoastră consilier la Târgu Cărbunești. Vine primarul și vă pune pe masă că trebuie să desfințeze din posturi. Îl desfințați pe aleluia care numai el duce pâine acasă. Și sunt posturi neocupate care vrei tu să iei și poți sau ce? Stați puțin să ne înțelegem. E o mică mare diferență între primarul la Cărbunești și al de la Turcinești. V-am spus ăsta că se crede om cu bani care știe și noi ce spații a vândut și așa mai departe, cum le-a vândut și nu intrăm în amănunte. De ce vă spun că... Rușine pentru cei care au făcut așa ceva. Rușine, să nu scoată capul afară din casă. De ce vă spun că este diferență? Pentru că și cel de la Cărbunești a redus. Exact cum zice ordonanță. Dar un om și un primar cu cap mărește toată organigrama, că nu se știe când vine... Și din toate locurile neocupate, cât zice procentul? Neocupate, domnul Fugaru, nu alea ocupate. Asta spun. Cum și să omul, să-ți bagi și joc de oameni în asemenea și cel de la Cărbunești săptămâna trecută a tras linie și toate vacantele le-a pus, domnule, am redus, nu le mai angajez. Păi, asta este mica diferență între om cu carte și om care... vorbim de această ordonanță de austerității, domnilor primari. Puteți să jonglați cu această ordonanță, lăsați ghirlandele de sărbători, nu mai dați banii pe prostii, domnilor, reduceți aceste cheltuieli, nu mai faceți așa cum a zis guvernul, focuri de artificii, chemați toți cântăreții și faceți petreceri, dar nu lăsați oamenii, domnilor, fără pâine în prag de sărbători. Până la urmă, tot comunitatea o să-i plătească omului ăluia, că doamne, îi plătește ajutorul de handicap, doamne, la oamenii ăia. Doamnă, o spun explicat, nu-ți devină ei primari. Unde e economia la un om devină, cu minim pe economie, vina, domnule Fugaru? E vina celui care stă cum în casă. Cum se poate, doamne, așa e vina ceva? Celui care stă în casă, domn. Nu avem ce comentarii, ăia nu-ți devină. El s-a dus, a candidat, a venit... Fraiericii au votat, l-au votat la revedere. Dom'le, dar el nu are șef, sunt șef, a plecat, s-a mutat de la PNL la PSD. Nu, domnilor de la PSD, duceți-vă și trageți-l deoparte pe domnul primar de la Turcinești și spuneți-i că nu se face, domnule, așa ceva. El așa a înțeles această ordonanță a austerității. Lași omul fără servici în prag de sărbători, cu doi handicapați acasă.
Cine le duce, domnule, pâine la oamenii ăia? Cum să lăsați o familie cu trei amărâte? Omul ăla era cu minim pe economie. Nu vă e rușine, domnilor. Domnule, nu se poate așa ceva. Câte afaceri a făcut? Nu se poate. E ceva, e strigător la cer. Să te folosești de această ordonanță. Da, doamnă, ce te crezi? Că e singurul? E singurul. Păi în halul ăsta, domnul Fugaru, desfințați, domnilor primari, am înțeles, ordonanța. Desfințați posturile alea care sunt neocupate, pe care probabil vrei să vină aia cu șpăgile, așa, pe care vrei să-i angajați, dar nu lăsați, domnilor, oamenii, păi, mai amărăți fără serviciu. Cum puteți să faceți așa ceva? Mai bine îl plătiți la ajutor social când avea minim pe economie. Nu, e ceva, deci vă spun... și pentru Turcinești vine campania, domnule. Dar oamenii sunt atât de siguri că sunt acolo pe viață și că nu au contracandidați, încât își permit să scuipe în capul oamenilor ăstora. Sau consilieri, aia, șase consilieri. Rușine, domnilor, rușine. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva să lăsați un om fără servici, să vă folosiți de ordonanța asta austerității. Mai dați-vă fundurile jos din mașinile plătite din bani publici, mai stingeți lumina și calculatoarele dacă e, dar nu lăsați, domnilor, oamenii fără muncă. Și uite, pentru așa ceva ar trebui să ieșiți în stradă. Ieșiți duminică în stradă și protestați, domnule, că nu suntem de bătaia de joc a nimeni. Doamnă, dar corect, asta e să aibă demnitate, eu nu pentru mine, doamnă. Și toți ăștia care comentează și stau, e frumos să stai acasă să comentezi. Băi, fraților, gândiți-vă la nepoții voștri. Nu eu am de... Domnul Fugariu, nu știu, astăzi am auzit de această poveste de la Turcine. Mi s-a ridicat părul pe mine, m-am cutremurat. Cum să-l lași, mă, păl, m-a amărât fără servici? Cu două persoane, are soția cu handicap și copilul cu handicap. Îl lași fără pâine, fratele meu, cu o lună înainte de Crăciun? Da. Ce suflet, fratele meu, ai? Cum te mai duci acasă și te mai uiți în oglindă, domnule primar? Cum? Cum, domnilor consilieri? Cum, doamna doctor de familie, care sunteți medicul de familie și trăiți din banii omului ăluia, care vă plătea din asigurarea de sănătate, să îngrijiți familia? Știți situația și ridicați mâna la un astfel de vot? Asta este politic, asta este interesul comunității. Nu mai aveți, domnilor, ce căuta pe listele de candidați. Deci nu aveți ce căuta, să vă uitați în ochii oamenilor pe care vreți să votați. Asta trebuie să înțeleagă gorjenii. Nu se poate, deci nu se poate. Dacă așa se întâmplă în fiecare comună, unde ne ducem, domnule? Unde? Doamnă, am spus de mai multe ori. Târgu Jiu, dacă nu iasă în stradă acum, pentru că ei trebuie să iese în stradă, altfel minerii și energetienii la anul vor pleca acasă. Și eu am spus-o și asta o să vedeți că o să fie. Târgu Jiu va fi al doilea Petroșan. Toate lumine vor fi stințe sau jumate din orașul ăsta. Pentru că nu avem, doamnă, nu avem nici economie dezvoltată. Să-l sunați pe domnul Modrea. Chiar vreau să-l sunați pe domnul Modrea în această seară. Să vedem cum a înțeles el ordonanța asta austerității. Ia sună-l Manu pe domnul Modrea, să vedem. Să ne spună nouă de ce a dat omul ăla afară. Cum să faci un astfel de proiect de hotărâre, domnule? Când ai două posturi care sunt goale, mai bine dai un om, un om fără serviciu. Ia sunați-l să vedem ce ne spune domnul Modrea. Face socoteala că el este inițiatorul proiectului. Păi asta spun. Păi el este inițiatorul și șase consilieri au ridicat mâna și au spus da. Cum te mai poți, frate, uita în ochii omului ăluia, care n-are niciun venit? Cum? Pentru nu ești tu acolo ca să aperi interesele comunității. Nu te plătește lumea din bani publici. Te duci în fiecare lună la casierie să-ți iei banii. Și tu lași omul fără servicii înainte de sărbători. Rușine, deci rușine, n-am cuvinte. Nu pot să cred. Am și spus, așa ceva numai în gor se poate întâmpla. Pe cuvântul meu, rușinos. Rușinos pentru partidul pe care l-a primit pe acest domn primar. Rușinos. Nu e singurul, domn. Rușinos. Nu e singurul. Nu se poate, dacă domnilor primari, așa ați înțeles dumneavoastră ordonanța austerității. Ok, vi s-a spus de la guvern că trebuie să reduceți posturile. Foarte bine, reduceți posturile, dar nu pe alea ocupate, domnilor. Aveți atâtea posturi puse la rezervă, vorba aia. Pentru ce le țineți pe alea? Pentru ce? Să vină unul să vă dea șpagă? Pentru ce le țineți? Că am văzut ce s-a întâmplat la Albeni. Să nu spuneți că astea sunt... cazuri așa, se întâmplă doar aici colo. Asta faceți. Nu se poate așa ceva. Nu se poate, e strigător la cer. Da.
Doamna... Dacă vrea domnul Modrea să intre în legătură telefonică cu noi, vă rog frumos să-l sunați. Corect. Problema, vă ascultă, domnule Sugar. Deja m-am, știți cum, mi s-a ridicat tensiunea. Cash-ul. Problema cash-ul. Doamna, avem aici, după situațiile Comisiei Europene, ca să înțeleagă, noi ne uităm la țări din Uniunea Europeană. Austria nu are limite. Deci Austria. Cipru, hai să zicem că e pe partea altă, nu are. Estonia, Finlanda nu au. Germania, care e o țară super puternică. Doamnă, Suedia și Marea Britanie, toate sunt fără limită. Și venim noi ca ce? Să punem... Doamnă, cea mai mare debandată se va întâmpla cu bieții pensionari, că mult nu realizează acum. Și de ce nu intră, mă scuzați, îmi spune colegul din regie că a spus că el nu a dat afară, că e ordin de guvern. Păi de ce nu intră domnul Modrea în legătură telefonică să-mi explice și mie lucrul ăsta? De ce spune doar că e ordin de la guvern? Văd, Manu, ce-mi scrie. E ora târzie pentru domnul Modrea, doamnelor și domnilor, și nu poate să discute, luni discută, că acum e final de săptămână și nu putem să-l deranjăm pe domnul primar, e prea târziu să discutăm subiectul și că nu l-a dat afară, că a fost ordin de la guvern să dea omul afară. Domnilor, domnul Weber, vă rog frumos, luați legătura cu domnul Modrea și explicați cum e cu ordonanța asta, domnilor. Domnul... Nu se poate așa ceva, e ceva ieșit din comun. Și să vezi că nici nu vrea să intre în legătură telefonică să explice. Lașitate, asta este, da, lașitate, da. Și punct. Vedeți, aici trebuie să vadă domnul Weber și să analizeze foarte bine. Uite, la primăria asta angajează pe 13 noiembrie jurisca, lor s-a transferat la Bumbejiu. Aici se poate aranja omul și postul, o singură persoană pe post. Aici se poate aranja și pe la amărât îl dai afară. Cum e posibil, domnule Fugaru? Și stăm așa și aplaudăm de pe margine. Doamne, dacă există nesimțire, e posibil orice. Păi de există ce nesimțire în politică. Păi există. Pe ce credeți că dacă n-ar exista... Și cum? Îl aruncă PNL și Lopes de bun. Doamne, vedeți pe toți pe aici că se plimbă și spun, facem drumuri, facem școli, facem. Nu mai fac nimic, doamne, că n-au bani. Nu vedeți că s-a pus problema? Auzi, e târziu. E târziu pentru domnul primar. Își face somnul de frumusețe. Este târziu. Asta decide ordonanța. Domnul Fugaru, așa au înțeles oamenii ăștia că asta spune ordonanța? Doamnă. Domnilor lideri de partid, faceți întrunire. Doamne, faceți întâlnire la prefectură și explicați-le la acești domn primar cum e cu ordonanța asta. Că ați aprobat-o toți. A făcut, doamnă. Și asta le-a spus domnul prefect? Să dea oamenii afară de pe post. Să dea oamenii afară de înainte de Crăciun. Doamne, iartă-mă, în ce țară trăim, domnilor? În ce țară trăim? România, trezește-te! Doamnă, de exemplu, ce am mai făcut prin aceste legi, măsuri de austeritate, această guvernare? Doamnă, cum e posibil? Cum e posibil? Așa, să vă dau și o bombă care să știe toată lumea, că nu văd că nu discută nimeni. S-a făcut tacit. Cum e posibil, doamnă, să iese, vine domnul Ciolacu să ne explice nouă că aceste măsuri aduc bani la buget? Doamnă, da, uite, duce un minim pe economie de la turcinezi, rămase la bugetul de la turcinezi. Stați puțin. Vă dați seama ce economie se făcă. Doamnă, la firmele care au hale închiriate, persoanele care au hale închiriate, le iei CAS-ul pentru clădirea aia, iei CAS-ul, domnul, impozit CAS-ul. Noi suntem nebuni. Lasă, domnule, că la ăștia mari, la marile firme, nu au curajul să le ia nimic. Aceste măsuri au venit din partea băncilor și le-a spus, nu ieșim în stradă, nu vă trimite oameni în stradă, dacă faceți toate tranzacțiile prin bănci. Ca să dea acolo jumătate pe bănci, știți și noi, care sunt comisionari la bănci, că lucrăm toată ziua cu bancă. Și acum să vă spun bomba bombelor, doamnă. Cred. Că nu mai apucă două săptămâni pe ministrul finanțelor. Doamna, acum două săptămâni dai cu înțelegerea primului ministru. De-aia iasă el ca un granguri așa și ne spune nouă, finanțiștii să face să drege. Știți ce a făcut acum două săptămâni? Tacit, acolo n-a umblat. 23% le-a pus la salariu.
Da? Și spune să nu mai stați în birouri, să nu mai facă... Păi doamnă, s-a ajuns la salarii de 120 de milioane în mână. Asta nu se vede, domnule Fugaru. Nu se vede că au făcut o tacit, ieșiți, doamnă. Domnilor, în stradă. Mergeți la protest duminică și exprimați-vă nemulțumirile. Sunt foarte multe mesaje care ne susțin. Sunt multe mesaje care vă susțin și doamnă, pe dumneavoastră. Dar doamnă, nu se poate, domnilor. Nu se poate. Nu se poate să înțelegi lucrurile invers decât sunt. Doamnă, nu se poate să profiți. Adică pe o parte este domn Fugaru și oamenii și mici întreprinzători și cei care au de suferit, că plătesc mai mult, dări la stat, sunt povărați, da? Și pe partea elaltă autoritățile locale care trebuie să reducă cheltuielile. Și cum le reduc, domnule? Cum le reduc, că te crucești? Doamnă, deci... Că zice că sunt afectate ambele părți, și privatul și statul. Păi cum e afectat statul? Cum? Dacă tu faci așa ceva. De ce am insistat pe acest protest și insist și am făcut atâta publicitate ca lumea nemulțumită să vină în stradă? Toți care au, și mă refer la oamenii din sindicate care știu lucruri ca ceea ce, care sunt în minerii și energie, să vină cu ele scrise, pentru că am invitat pe doamna senator Peșoacă, președinta SOS, este singurul om. Au, care... va veni de însă la protest, da, duminică? Da, duminică la orele 11 va fi în piața municipiului Târgu Jiu. Am rugat-o foarte mult. De ce? Pentru că am primit mai multe mesaje din partea unor oameni care vor să dea pe comerț. Să le spună, să-l cheme pe ăla, să le spună ce înseamnă creșterea asta a prețurilor și a măsurilor de austeritate. Să cheme minerii. Să spună, pentru că un senator se duce la tribuna Parlamentului și întreabă pe fiecare ministru și ăla trebuie să-i dea răspuns punctual cu fiecare. Deci ziceți că este o curea de transmisie, doamna Șoșoacă, da, deci ar fi bine să vină oamenii în piața prefecturii, corect, să-i spună dânsei ce să întrebe de la tribuna Senatului. Deci toată lumea trebuie să vină cu ele scrise, că nu va putea vorbi toți nemulțumiți, că am atâtea telefoane și atâtea mesaje că vor să vorbească, să facă și așa mai departe. Toată lumea trebuie să înțeleagă că acolo toți lucrăm în baza unei autorizații și trebuie să ne încadrăm. Trebuie să păstrăm liniștea și așa mai departe. Exact. Deci este o autorizație pentru protestul de duminică de la ora 11, un protest... organizată de SOS, dar nu asumat în totalitate, în sensul că pot participa orice partide politice, corect, vor să fie prezenți acolo, puteți participa ca persoană fizică, ca și comerciant, ca agent economic. A existat un protest la Tismana, unui domn care a încercat să oprească, a spus că nu mai încasează cash, da, în loc de plăți cu cardul. Deci, corect, a existat mici proteste la nivelul județului Gorj. Ăsta este unul mare. Așa că decât să faceți un protest singur și să vă atrageți asupra dumneavoastră nemulțumirea finanțelor care vă vin în control după un astfel de protest, doamnă, mai bine vă duceți în piața prefecturii și protestați. Spui că n-au, ați văzut, spune Banca Mondială că nu sunt bani pentru pensii. Ce va face acum, mâine, sunt curios ce va face când vor trebui toată presa, pune și îl întreba pe Ciolacu. Păi dacă Banca Mondială spune și nu-ți dă nimic, nu-ți dă niciun aviz, ce faci? Ce faci? Da. De împrumut, suntem la sacul, la fundul sacului, pentru că nu mai putem garanta cu nimic. Și vine campania electorală și trebuie bani și așa mai departe. Păi, și pensiile, ați auzit, da, pensiile nu se vor mări pentru că nu le-am tăiat pe alea speciale. Așa că, domnilor pensionari, gândiți-vă de două ori înainte să plecați de acasă, doamnă, să vă duceți la vot. Ne aducem aminte de toate filmările, toate aparițiile domnului Rareș Bogdan. În 30 de zile vom tăia pensiile speciale. Une, 30 de, poate 30 de ani, a vrut să zică. 30 de zile. El ar veni, îl văzui astăzi pe la Sălași, cumpăra și el cartofi și ceapă. Oare să vină în coasă, îl întrebăm public. El trebuie să meargă în public, nu trebuie să meargă, să aduci peneliștii, bagi în față și să spună ăla câte o vorbă. Păi piața aia chiar ne ia atât de proști. Păi ne iau, domnule Fugaru, atât de proști. Toată lumea ne ia, de toate instituțiile, într-un fel sau altul, ne merităm soarta, nu ieșim în stradă. Este cel mai democratic. Este din partea fiecăruia. Aici, acolo e coloana lui vertebrală. Să faci un protest autorizat, legal, din toate punctele de vedere, la adresa guvernului. Să vadă guvernul că celor din Gorj le pasă de ce se întâmplă și ce fac ei acolo. Da. Pentru că dacă vin 1000 de oameni sau 2000 de oameni, scuzați-mă, cred că până seara va fi plină toată țara.
Nu se poate așa ceva, bătaia de joc, ați văzut cu porcii, ați văzut cu țuica. Da, deci nu mai avem voie să tăiem porcul, trebuie să-l cumpărăm de la supermarket și altele. Sunt foarte multe mesaje, doamnelor, domnilor, îmi pare rău că nu pot să le citesc pe toate, sunt multe legate de turcinești și credeți-mă că îmi crește inima când văd că gândiți și simțiți la fel ca mine. Vă spun, nu cunosc această familie, dar numai când am auzit că nu mai au singura sursă de venit, omul ăla care le aducea pâine acasă, la cei trei m-am cutremurat. Sunt mulți oameni de acolo, de la Turcinești, care comentează, care spun inclusiv de situația de la aceste cabinete medicale unde se află și acea doamnă doctor consilier, care era medicul de familie acestei familii, că situația este de dorit. Este nebunie în general în țară. Uitați, și vă spun că nici Gorjul nu face excepție. Rugăminte la domnul Beregan. Pune, domnule, și numele deputatului. Să-i facem publicitate, să știe toată lumea. Astăzi am auzit de la un deputat de Gorj că protestele nu sunt o soluție. Cum, doamnă, este cea mai este nu cea mai o soluție în sensul că nu se mai poate schimba mâine, gata, doamnă. Vede ăștia protestul, vede guvernul protestul de la Târgu Jiu și gata, zice, hai măi să anulăm. Doamnă, dar e o presiune. Din punctul ăsta de vedere, poate ilegal. Că nu este. Doamnă. Nu este o soluție, dar este o soluție să protestăm. Aia în Franța de ce protestează? Doamnă, dar aia ia 100 de mii. Noi nu putem să ieșim 100. Hai să luăm așa, adică până la urmă s-a făcut o revoluție, să avem posibilitatea să vorbim, să protestăm. Ieșiți, domnilor, la protest și protestați. Apropo de situația asta și de faptul că lucrurile nu merg bine sau în fiecare instituție sunt astfel de derapaje și astfel de probleme, vreau să vă prezint un caz și apoi revenim la această problemă, pentru că să am timpul necesar, e și 37 de minute deja. Astăzi mi-au parvenit niște imagini de la Rovinari. O să rog colegii din regie să mi le pregătească, să le dăm așa pe tot ecranul, să vedeți tupeul unui polițist, șefului de poliție de acolo, de la Rovinari, un client mai vechi al nostru, pentru că în luna iulie am mai avut o emisiune cu cineva care se plângea de comportamentul domnului șef de acolo, de la Rovinari. Aveți acum în imagini, sper că este sunet, în imagini, adică mă aud eu să le explic telespectatorilor ce se vede. Vedeți o auto specială de poliție, auto specială de poliție condusă de comandantul de acolo, de la Rovinari, care oprește în fața unei unități private unde se află mașina privată a domnului polițist la autocolantare. Da? Deci domnul polițist a zis în timpul serviciului, dacă tot trece prin zonă, să verifice dacă meseriașul i-a autocolantat mașina. Imaginile au fost surprinse de cetățeni din zonă, avem mai multe filmulețe, astăzi le-am trimis la IPJ Gorj, avem și un punct de vedere al instituției vis-a-vis de acest lucru. Vreau să vă arăt și să vă dați seama de tupeu. Ieri am mai avut în emisiune un polițist care la fel a fost victima și este victima unui abuz, câștigat deja parțial în instanță. Astăzi v-am prezentat în presă cazul unui polițist care și-a făcut datoria la turceni, adică să nu mă înțelegeți greșit că îi arătăm doar pe cei care fac rele, îi arătăm și pe cei care fac bune. În imagine, așa cum vă spuneam, șeful poliției de la Rovinari își verifică mașina în timpul serviciului, mașina privată pe care a colantat-o așa cu negru, să nu se vadă cine intră, cine iasă, cine e în interior, peste tot așa. Ca să nu, ca să fie, ca așa e mai bine, ca să nu fie rău, sau cum se zice, domnul Fugaru. Da, știți ce e greu? Arătăm și mașina cum arată. Da. Rulează imaginile pe ecran, avem și mașina gata aranjată. Șocant, știți ce este, domnul Fugaru? Nu neapărat că omul s-a dus în timpul serviciului să-și verifice mașina, ci faptul că a apelat la un individ din Rovinari cu dosar penal pentru consum de droguri, că tot știți că acolo la Rovinare a fost o pepinieră de se creștea drogul lângă termocentrală și existent, evident că piața era tot pe la Rovinare, pe acolo, pe aproape, că na, să nu car drogurile foarte departe. Deci consumator cu duiumul acolo în Rovinare. Acest băiețaș a fost prins de polițiști, a apărut deja, a fost vedetă în presa locală, în sensul că a fost prins, are un dosar de penal pentru consum de droguri și așa mai departe. Domnul polițist, care nu de mult a fost acuzat că ar fi condus sub influența acestor substanțe, dar a dovedit că nu a fost așa,
Lasă loc de interpretări, nu în momentul în care se duce la ăla cu drogurile. Altcineva nu mai era în orașul ăla decât acolo să te duci, nu putea să se ducă după ce termină serviciul, domnule Fugaru, ați lucrat atâția ani în poliție. Vă rezolvați problemele, da. Vă plăteați facturile în timpul serviciului, da. Tu întreb și eu așa. Așa face un șef de poliție, de da. Oraș? Atâta nesimțire există în rândul lor de lasă de dori. Eu aș vrea să mi se întâmple odată că am să chem toată presa într-un loc, nu cel care l-a dat colegul dumneavoastră din presă, cu mașinile lor. Să cereți punctul de vedere, că am văzut că aș cere punct la IGPR. Am cerut punct la IGPR, o să vă dau citire și punctului de vedere. Știți și IGPR-ul a început o cercetare disciplinară, doamnă, a acestui domn Tănase, că despre dânsul este vorba. Știți ce să cereți de la IGPR? Dacă este legal ca toate mașinile cu MAI să aibă această folie pe față, neagră. Ia cereți punctul ăsta, vedeți, când toate și ce zice de toate mașinile care sunt cu? Păi, doamne, când te uiți la ei, cu care femei și fete, le duc unele duc, cu geamurile negre. Păi. Ce caută, doamne? Aia e mașina instituției statului, doamne. Ce au de ascuns, Bucaru, hai să întrebăm așa pe față. Da, la IGPR. Vi se pare normal sau este legal ca toate mașinile cu MAI și vă dau o poze că am, cred că, 15-20 de poze cu toate mașinile, cu numere separat, ale lor. Că nu vine unul acolo să mă întrebe, știți, ca șmecherul, știți, dumneavoastră aveți folie. În primul rând, trebuie să înțeleagă toată lumea. Constatarea pentru folie se face decât în prezența reprezentanților RAR. Doamnă scrie, dacă nu știu, să pui mâna pe ordinul dintre Ministerul Transportului și Ministerul administrație și internelor și o să vadă acolo în ordinul 501. Și o să vadă condițiile când se ridică și cine constată. Procesul verbal ca să-ți ia certificatul pentru folie trebuie... Ați cum a procedat cel de la Turgeni? Deci în procesul verbal trebuie să fie parafat de cel de la RAR că s-a constatat folia pe geam. Și vă mai spun ceva. Avem în imagine acum când pleacă domnul comandant de la unitatea privată, se urcă în auto specială. Și acum o să fie imediat și mașina gata, pregătită sau în curs de pregătire. Mai avem un filmuleț, rulează deja pe... o să ruleze pe ecran. Și o să vă dau citire și punctului de vedere al IPJ-ului și documentelor care ne atestă că domnul a fost cercetat disciplinar după emisiunea din iulie. Tot legat de comportament, îl vedeți pe băiețașul ăsta care îi aranja mașina, se și vede numărul domnului polițist șef acolo în unitatea în care a intrat și dumnealui în filmarea trecută, da? Ca să se înțeleagă că n-a intrat acolo să-și consume, să bea o cafeluță, ci să vadă dacă i s-a terminat comanda, ca să nu zic altfel, da? Uite, zice, ne lămurește domnul Beregan că e vorba de domnul Manta, care ar fi spus că protestele nu sunt o soluție. Păi, doamne, vedeți și mașina, acum aveți în imagine, mașina gata, pregătită cu geamurile acoperite. Ce să vorbim despre domnul deputat Manta, când domnul deputat Manta nu știe ce să răspundă primarilor când îi întreabă? Și vă spun, domnule Manta, când ați fost întrebat cu problema cu gazele, nu sunt bani de gaze, nu vă mai lăudați că băgați gaze, nu băgați nimic. Deci nimic, ați văzut ce s-a discutat la București săptămâna trecută. Primarilor trebuie să mai aveți și voi răbdare. Dar ea nu mai au răbdare, că ea se duc în fața electoratului, nu voi. Și vă spun eu de acum că nu o să fie primar să meargă la electorat. Sau foarte mulți dintre votanți nu să mai este să vă vadă. Știi, dar e frumos să stai în scaunul ăla de pluș așa, să te lași cum vrei și să spui, să vorbești. Vino în fața electoratului, vino în piață. Vino duminică în piață și spune-le oamenilor de ce a mărit acest guvern cu 23% salariile finanțelor. Acum vorbim de austeritate. Acum 2 săptămâni de zile. Să ne luăm după Ciolacu când zice vă omor pe toți, vă joc, vă fac, vă scot din birouri și așa mai departe.
Vreau să citesc, domnule Fugaru, și punctul de vedere al IPJ-ului legat de povestea pe care v-am prezentat-o puțin mai devreme. Este deja, curge pe ecran, curg pe ecran imaginile pe care le-am primit tot de la telespectatori. Compartimentul relații publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj este abilitat să comunice următoarele. Conducerea Inspectoratului de Poliție Județean Gorj a dispus efectuarea de verificări în vederea stabilirii situației de fapt și pentru luarea măsurilor legale care se impun. Avem și două documente care au rulat deja pe ecran în calupul cu ordonanța asta a austerității. În acel document se atestă clar, vă citesc din el, la referire la petiția dumneavoastră adresată conducerii Ministerului Afacerilor Interne, este vorba despre invitatul pe care l-am avut la emisiunea din 14.07, un domn care ne povestea că este pur și simplu a fost victima acestui polițist care l-a hărțuit. Vă comunicăm faptul că aceasta a fost remisă spre soluționare la Direcția Controlului Intern din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, unde a fost înregistrată sub numărul 358666 din 23.08.2023. Având în vedere aspectele constatate privind comportamentul polițistului semnalat de dumneavoastră în cadrul emisiunii difuzate de postul de televiziune TV Sud în data de 14.07.2023, a fost declanșată procedura cercetării disciplinare față de acesta, conform prevederilor legii 360/2002 privind statutul polițistului. Vă citesc și documentele în așa fel încât să nu existe dubii. Vreau, Manu, să-l și suni pe domnul Tănase, să vedem dacă vrea să intre într-o legătură telefonică cu noi, în așa fel încât să nu existe dubii că nu-i dăm posibilitatea să se apere. Poate ne spune dânsul ce a făcut în timpul serviciului, poate s-a dus să-l ancheteze pe băiatul ăla cu drogurile, cine știe. De-abia aștept să aud un răspuns pertinent al domniei sale. Știu că în emisiunea trecută a intrat într-un dialog telefonic cu noi, așa că îmi doresc ca și în această seară domnul Nicu Tănase să intre în legătură telefonică cu noi, în așa fel încât să ne explice dacă imaginile, uite acum avem și documentele pe ecran, lăsați imaginile să curgă în cazul în care intră domnul Tănase să discutăm despre ele. Cam asta a fost povestea cu polițistul pe care v-am arătat-o. Am vrut să vă arăt că încă sunt probleme în poliție, le-am prezentat și ieri seară, le-am prezentat aproape de fiecare dată când ați fost aici în emisiune, așa că sunt multe lucruri pentru care putem să protestăm. Fie pentru faptul că nu suntem mulțumiți de această ordonanță, fie pentru faptul... Are telefonul închis, am înțeles, mulțumim. Are la dispoziție domnul Tănase până la finalul emisiunii sau mâine, poi mâine când dorește, poate facem o emisiune special cu dânsul dacă vrea domnia sa. Eu am avut deja punctul de vedere al superiorilor dumnealui, dar mi-am făcut datoria să-l sun și pe dânsul. Trei zile la rând a vizitat acest atelier, ne spune o doamnă de acolo, de la Rovinari, așa că sunt și martori, domnule Tănase, nu numai documente sau înregistrări video care atestează. Nu mai trebuie, filmările spun tot și la revedere. Acum vom vedea și ce face poliția în acest caz, pentru că vorbim de un șef al unui post de poliție. Așa că să înțeleagă și domnul Tănase, nu avem nimic cu domnia sa, dar cetățenii îi taxează orice abatere de la comportament, reguli și așa mai departe. Tatăl domnului deputat Manta reprezintă Consiliul Local Bumbejiu în procesele cu cetățenii. Bineînțeles că în Consiliul Local Bumbejiu sunt 10 consilieri locali PSD, ne spun băieții de la Bumbejiu. Așa se spală bani. Nu știm despre ce este vorba, dar... Nu știi și dumneavoastră, de ce să meargă secretarul? Pune un secretar de formă pe acolo ca să facă ceea ce primarul și restul angajăm avocat, domnule, casa de avocatură să ne reprezinte. Dacă domnul primar de la Bumbejiu are banii de aruncat și el înțelege că ordonanța înseamnă să arunci bani pe partea cealaltă, nu vedeți, domnul Fugaru, fiecare primar pe melodia lui. Ăla înțelege că trebuie să facă cheltuieli în plus, că n-are juriști la primărie, de fapt are unul adus tocmai de la Turcinești. La Turcinești primarul dă afară pe hălă amărât și ține posturile blocate deși nu sunt ocupate. Fiecare e pe limba lui, domnul Fugaru. Doamnă, se poate așa ceva. Doamnă, încă o dată le explic cetățenilor cu drept de vot. Dumnealor trebuie să înțeleagă. Viitorul acestor primari este la dumneavoastră în mână. Dar degeaba să le în 2-3. Eu v-am spus nu pentru mine. Eu nu candidez la funcția de primar al municipiului Târgu Jiu. Problema se pune că eu ies pentru viitorul nepoților. Pentru că ce vezi la această oră,
Te ia durerea de cap. N-au niciun viitor, doamnă. Nici educație, nici circulat, nici siguranță să te duci în mijlocul municipiului Târgu Jiu la acea... N-ați văzut ce se băteau aia în municipiului de Halloween? Hal. Câtă violență, da? Mai mult decât atâta. Eu nu prea sunt de acord ca aceste imagini să mai fie arătate în spațiu public. Avem telefon sau se termină emisiunea? Nu înțeleg. Avem telefon sau se termină emisiunea? Mai avem 5 minute din emisiune? Okay, vedeți, doamnă, vin și să bat în mijlocul municipiului. Și nici n-a răspuns domnul Tănase. Și vin iasă boierii de la cei trei crai de la Răsărit care conduc inspectoratul de poliție, că vă mirați aseară că nu l-ați văzut. Pe cine l-a văzut? Păi dar nimeni nu l-a văzut, că asta spunea și Narcis Daju. Noi nu știm cine este comandantul poliției. L-am avut pe celălalt, pe domnul Drăghea, care era mult prea prezent la toate manifestările, de la începerea școlii până la evenimente culturale, și acum avem unul de nu mai vedem deloc. Ăla nu-l vedem deloc, niciunul nu are nicio pregătire, doamnă. Să știți că nu, băiatul îi cunoaște pe amândoi. Unul da, domnul Feroiu a fost de nota 20 și credeți-mă că, uite, o spun aici cu mâna pe inimă, au sunat telefoanele la noi să nu facem acea emisiune. Nici măcar nu vă imaginați. Da, doamnă, știu. De la conducerea postului până la ultimul salariat, cine a avut pe cineva care a cunoscut pe cineva din poliție, toată lumea s-a repliat și să ne convingă, doamnă, să nu-l primim pe domnul Feroiu în această emisiune. Ceea ce mi se pare jenant, vă spun. Zis, absolut jenant. Omul s-a comportat ireproșabil. Doamnă, toți vinovați. Inclusiv cel de la... Da, dacă tot vorbim de mafie, vorbim de mafia imobiliară, vorbim de mafie în poliție, vorbim de mafie în administrație, vorbim de mafie în politică. Da. Domnul Fugaru, de ce mai stăm în nu, țara asta? Că stai tot să te gândești. Pentru ce stăm în țara asta? O facem să funcționeze, doamnă, așa cum o facem. Că din banii noștri funcționează, nu? Totul se întâmplă din cauza noastră, a votanților. Noi nu mergem, noi ne uităm ce e în plasă, câte kilograme pusă, ce ulei pusă în lumea aia. Dar nu mai au nicio rușine, nu mai au niciun respect, deci nu se poate. Deci nu... Trebuie cu vederea că angajează numai pile, că iau șpăci, că iau alea, dar își bagi joc de, știi cum, ultimul om, deci ăla care săracul, care îl mai amărât pe ăla, îl calcă în picioare, domnule, pe capul calcă, știți cum? Nu se poate așa ceva. Asta este valoarea de gândire. Adică, bă, frate, să trăiesc numai eu bine, bă, numai eu să mănânc, lasă-l pe ăla, nu ne mai uităm. Unde, Doamne, artă mai empatia? Unde? Nu suntem oameni. Și dacă n-ar fi avut, doamnă, nu? Uite, copiii nu mai au viitor în țară, dar mai ales în Târgu Jiu, transformat în scurt timp în Petroșani. Da. Ne-am transformat. Stați să vedeți când se închide asta spun. Eu nu fac apel la liderii de sindicat. Liderii de sindicat sunt ai oamenilor politici. Fiecare lider politic nu mai am încredere în liderul, domnul Fugaru, liderul lui. Nu am încredere în sindicate și n-am avut niciodată. Au fost una, două care chiar au fost așa cu bune intenții. Dar și ele până la urmă au fost înghițite de... Doamnă, știți ce a spus marea masă? Doamna președintă, fără lideri de sindicat, n-au ce căuta acolo. Pentru că nu le-a apărat niciodată interesele minerilor și oamenii de bună credință din minerii și energie poate să vină, dar nu lideri de sindicat. Pentru că s-au plimbat la mine, le-am spus și au de făcut și în spate au făcut altceva cu cei de la putere. S-au dus și au combinat toate șmecherii. I-a învățat ce să facă și după aia, uite ce avem aici. L-ați văzut și dumneavoastră că astăzi am cerut în numele organizației județene de secretizarea contractului cu la CEO, cu OMV-ul, cu Tinmaru și cu Alro și cu celelalte firme. Doamne, nu se poate. Nu există niciun fel de comunicare despre ce o să vedeți în emisiunea de luni. Păi nu există de asta exact până la mineri și la energeticieni. Acolo am primit informații foarte grave de ce se va întâmpla în perioada următoare. Nu le pot face publice că încă e sub secretizare și nu pot că după aceea să fac cercetări. Dar sunt lucruri grave, grave, care unele au scăpat de acolo. Dar nu se poate așa ceva. Este vorba de viitorul acestor oameni. Toți acești oameni care pleacă domnul acasă. Fugaru, nu se gândește, lumea se gândește doar la ziua de mâine. Numai din aproape în aproape. Nimeni nu se mai gândește. Doamnă. Bă, dar anul viitor ce faci? Doamnă, da. Nu, ce vrea... mâine? Atât.
Mâncă, doamne, mâine nu... bem, ne culcăm și a doua zi ar ne gândi și mâine ce mai facem. Și atât, nici Doamne iartă-mă nu se mai gândește. Nu bă, vezi. Dar în 2024 ce facem? În 2025 ce Doamne iartă-mă facem? Că n-are cine să ne dea un pahar de apă. Ați văzut cum sunt în cămine, căminele groazei. Te duci la un cămin din ăsta, îți dai pensia pentru care ai lucrat o viață și își bată aia joc de tine. Dacă rămâi în casă, te mănâncă viermii, te găsesc mort în casă. Domnul Fugaru, se gândește cineva la chestiunile astea? De la acest post de televiziune, am dat un semnal odată, acum pe vară, pe primăvară, da? E, la această oră sunt în posesia documentului, semnat de ministru acum 3 zile, prin care acel om care a condus acea instituție, a făcut presiuni politice asupra mea și se constată acolo destul de clar, va fi un caz care va fi prezentat, că după aia se vede ce a făcut. Așa. Acum pot să spun, dar mai am câteva zile. Deci să vedeți om din instituția statului, cum primește ordin, dă ordine să-l execute pe Fugaru. Dar nu mă miră. Nu, știți ce scrie în materialul respectiv, doamnă? Când s-au citit stenogramele, s-a constatat că Fugaru al bătrânului nu era pe nicio firmă. Dar misiunea era pentru... Și l-a făcut pe copilul. Luați-vă și copilul. Doamnă, hai da, când trebuie să se întâmple ceva. Când face publicele, ca să vedeți și dumneavoastră un șef de instituție, cum ce presiuni face. Bă, să vă fie rușine, o să vedeți în curând acele... Domnul Fugaru, ți se întâmplă o nedreptate, uite, la muncă, la nu știu ce, te duci, faci o plângere penală. Pui, găsești un polițist din asta care te calcă pe cap, pui, care îl doare în 14 de doamnă, tine, te duci la parchet, procurorul doamnă, te uită în partea aialaltă, da. Îți dă clasare din doi timp. Te duci la instanță, nu vă mai spun ce este la instanță, mare bătaie de joc, nu știu dacă găsești unul, doi judecători. Ai proces acum, îți dă termen în ianuarie. Îl trimiseră pe Leuștean în judecată de anul, la începutul anului ăstuia și are proces, Doamne, în ianuarie la Novaci, la judecătoria Novaci, primarul de Novaci, la judecătoria Novaci, în ianuarie primul termen de judecată. Care? 2024? 2024. Dacă eu vă arăt acum 2026? Doamne, iartă-mă, așa am înțeles că la Cărbunești, la Cărbunești pe balon. Adică poți să mori cu dreptate amână pe bune, deci chiar mori cu dreptate. Eu n-am nimic, stai să înțeleagă toată lumea, n-am nimic cu cele două fete judecătoare. Absolut sunt nimic. Prea puțini, asta este. Până la urmă și eu cunosc pe doamna Liao și cunosc judecătorii. Ce să facă? De asta vă zic, sistemul este putre, domnul Fugaru. Lumea face ce vrea. Ăștia când ajung în funcții își bat joc. Deci eu atât îmi doresc, vă spun și suntem la finalul emisiunii. Mergeți la protest, doamnelor și domnilor, dacă sunteți nemulțumiți așa cum sunt eu, cum e domnul Fugaru, cum să aveți o firmă privată, plătiți prea mult, sunteți nemulțumiți că nu găsiți un post, că stați de 3 ani de zile fără loc de muncă, că numai pilele sunt angajate, de felul în care vă taxează această ordonanță, ieșiți în piața prefecturii duminică cu începere de la ora 11 și protestați. Legat de situația de la Turcinești, domnul Iordache, domnule prefect, domnul prefect, mai chemați odată primarii ăștia și explicați cum stă cu ordonanța asta. Domnul Weber, domnule Weber, chemați-l pe domnul primar de la Turcinești și trageți-l de urechi, domnule, nu se poate așa ceva. A plecat de la PNL, a venit la dumneavoastră cu tinichelele de coadă. Rușine, rușine pentru un asemenea primar. Domnule Iordache, aveți 6 consilieri, 5 cât Doamne iartă-mă aveți. Unul singur nu a votat chestiunea, unul singur a avut coloană vertebrală. Retrageți-le, domnule, sprijinul politic. Ăia nu sunt pentru ce vreți dumneavoastră, hai la treabă. Ce treabă fac ăia, domnule? Lăsați-i fără banii aia pe lună. Un adevăr spus pe jumătate e o formă de minciună. Noi vă spunem tot adevărul de luni până joi de la 21 la ora adevărului.